Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și vă invit din acest moment să ascultați Schimbă Perspectiva, aici la Europa FM. Așa cum v-ați obișnuit în fiecare duminică de la ora 11, desenați-vă un zâmbet pe chip pentru că nu știi niciodată cine te vede în mașină, stând la volan, încruntat și crede că ești supărat pe viață. Când de fapt avem toate motivele să fim fericiți în viață și nu supărați pe ea. Astăzi am o invitată specială. Este o doamnă care, ghiciți ce? Citește în voce. Citește în voce dacă spui adevărul sau dacă spui doar o parte din el. Și mai rău, citește în voce dacă nu spui adevărul. Teodora Mețiu este astăzi alături de mine și uh, Teodora este... Uh, cel mai cunoscut antrenor de voci din România. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă gândeam la zâmbetul ăsta despre care tu tot povestești, acolo la început ai povestit și mă gândeam să le dăm și un trick Așa. oamenilor, că atunci când nu-ți vine să râzi, Dumnezeu, dar trebuie să stai la o poză și să râzi, decât să bagi rânge tu ăla, știi? Punem limba pe cerul gurii. Și se naște un zâmbet foarte natural. Ok, au început bine. Da, păi știi cum e, fake it until you make it și atunci decât să rângesc, așa pun limba pe cerul gurii și pe ocazia asta și antrenezi limba, că dacă o acolo, se dezvoltă mușchi și mai bine Da, dar nu vorbești cu ea acolo, doar când vrei să faci o poză reușită și să pare că tu chiar vrei să râzi sau să zâmbești. Foarte tare. Da. Deci, dragi ascultători, puneți limba pe cerul gurii, o preiau și de acum o să le predau în fiecare duminică să nu uităm asta. Mă bucur foarte tare că ești aici, pentru că auzisem foarte multe lucruri despre tine. Eu am un uh, uh, obicei, și ascultătorii emisiunii îl știu, nu aduc în emisiune oameni pe care nu i-am cunoscut personal. Wow! Da, n-a fost pe scaunul pe care stai tu, niciun invitat pe care să nu l-fi cunoscut, pentru că e foarte important că atunci când prezint pe cineva, uh -huh. să o fac în adevăr. Nu pentru că am auzit, nu pentru că se spune, ci pentru că eu ai testat. te-am te -am cunoscut, da, te-am da. întâlnit, am simțit energia, te-am văzut și mi-ai plăcut. Dacă nu-mi plac oamenii, atunci. Dacă nu-mi plac mie, nu am nevoie să-i dau mai departe. Știi, e ca Correct. și când guși dintr-o mâncare, ție nu-ți place, dar eu dai celui că. Da, treaba nu treabă. Să se descurce. De acord. Teodora, deci bine ai venit la Schimbă Perspectiva, pentru că am vreau citit. să ne ajuți să schimbăm perspectiva asupra felului în care noi uh, tratăm uh, comunicarea uh -huh. prin voce. Uh -huh. Pentru că sunt multe tipuri de comunicare, le știm asta, dar tu ți-ai făcut un, uh, o misiune de viață, că e mai mult decât o meserie, să faci cu atâta pasiune tot ceea ce faci tu, din a folosi vocea ca pe un instrument cu care noi să ne facem înțeleși și uh, acceptați și să avem succes. Corect. Ai zis un cuvânt important: succes. În sălile mele îi întreb de multe ori pe oameni dacă au citit o carte cu pasiune în viața lor sau dacă chiar au recitit-o. Și se ridică așa toate mâinile în sală și zic, uau, wow, sunteți excepționali. Și acum, care dintre voi poate să-mi spună o pagină cuvânt cu cuvânt din cartea preferată? Și aici, vezi cum. toate fețele, Da, cad într-o soi de deznădejde. Și zic, stați liniștiți. Nu trebuie să vă faceți griji că mi-aș fi făcut eu probleme să fie unul în sală care să poată să spună toate cuvintele. Dar hai să o luăm altfel. Câți dintre voi aveți o piesă preferată pe care ați fredonat-o de-a lungul timpului? Mamă, se ridică iarăși mâinile. Și acum îi întreb și câți dintre voi ați putea să o spuneți cu cuvinte? Și aici mâinile se ridică. Și întrebarea Mirela este, de ce? Pentru că o pagină de carte are câteva zeci de cuvinte. O piesă muzicală are câteva zeci de cuvinte. Și atunci, de ce rețin o piesă muzicală cu vorbe cu tot, dar nu rețin o pagină din cartea mea preferată? Pentru că este melodie. Unde este melodie, este memorabilitate. Care este melodia pe care omul o produce? Pentru că noi toți cântăm la un instrument. Fie că poate nu e pianul sau eu știu ce altceva, dar vocea noastră este propriul instrument. Și cu vocea noastră noi putem cânta tot timpul o melodie care să devină memorabilă pentru ceilalți. Există așa cum sunt instrumentele diferite, diferite tipuri de voci? Clar. Clar. Cum ar fi? Păi cum ar fi? Hai să ne uităm un pic că de fapt diferitele tipuri de voci sunt diferitele tipuri de personalități. Ok. Unde se încadrează vocea mea și unde se încadrează vocea ta? Vocile noastre sunt două voci lucrate. Și aici e foarte greu de, de încadrat ca personalitate vocea undeva. Aparent, la cum sună vocile noastre, suntem niște persoane calculate, suntem niște persoane care ne facem treaba bine, suntem persoane orientate pe rezultat, un pic cu controlul, dar asta, încă o dată spun, e o poveste de antrenament. Când ai o voce antrenată, acolo poți citi mai puține. Poți citi o voce când ea nu este antrenată, când îți apare bong în față, îți vorbește și după câteva acorduri, cum spun eu, auzi acolo niște note ale personalității lui. Pentru că vocea este emoție, Mirela. Asta nu înțelege lumea. Vocea este emoția mea. Tot ce simt eu în acest moment cu tine în interviu, teoretic se aude în vocea mea. Fie în note entuziaste, fie în note revoltate, fie în note prea sobre sau prea triste sau prea eu știu ce. Știi? Emoția mea se scurge în voce. La un moment dat am întrebat-o pe Maia dacă se teme de cineva. Uh -huh. Și mi-a zis, da, de tine. Și mi-a zis, cum să te teme de mine, pentru că nu te-am agresat niciodată, nu te-am lovit niciodată, nu te-am pedepsit într-un fel. Și a zis, mama, tu nu ți-ai auzit acea voce? Acea voce exigentă pe care am auzit-o și eu când ne-am întâlnit, noi două. Pentru că tu ești minunată, dar sub minunăția asta de om, sub omul ăsta care se distrează, Stă un exigent și exigentul ăsta poate să fie destul de dur vocal pentru cel cu care locuiește, știi? Exigența este ceva... Sau pentru cel cu care lucrează? Sau, sau pentru cel cu care lucrează. Acolo ai timp să pui uh, catifeaua. Da. Da. Cum, cum facem ca această exigență uh -huh. să nu transmită frică? Pentru că ai subliniat foarte frumos. Mm -hmm. Eu sunt un om generos, empatic, sunt un om uh, cu care poți să te duci în club și la discotecă. Da. Dar sunt un om care, atunci când, când e ceva de serios și e de treabă, îmi pun cizmele de cauciuc, îmi iau salopeta pe mine, îmi pun uh, casca de protecție și acolo nu mai e catifea. Da. Cum fac eu ca oamenii să înțeleagă? Că vocea asta nu e o voce care amenință, care face rău, care te duce într-o stare de frică, ci pur și simplu este vocea mea de lucru. Da, știu. Mai că vocile exigente pentru ceilalți sunt niște instanțe judecătorești. Okay. Instant. Când aud o voce exigentă, eu mă simt în fața judecătorului care acum va decide dacă eu am făcut bine sau n-am făcut bine și de regulă în fața vocilor exigente tind să cred că nu o să am un verdict foarte corect sau foarte bun. Știi? Pentru mine. Deci când apare vocea exigentă în fața mea, vine judecătorul. Îmi activează da. sentimentul de vinovăție pentru ceva ce eu știu că sunt vinovat? Sau nu neapărat sunt vinovat, dar dacă am ajuns față în față cu judecătorul, am simt eu că am mari șanse să fiu declarat vinovat, fără vină sau cu vină. Ok. Știi? Ok. Și <laughs> atunci e foarte greu ca o voce exigentă să dea totuși liniște. Ar putea să dea liniște dacă în discursul ei va începe spunând despre părțile bune, să zicem, ale situației sau ale omului. Dar exigentul nu face asta. În majoritatea părinților se ascunde vocea exigentă. Mm -hmm. Și cred că e foarte important pentru cei care ne ascultă în acest moment cum facem noi să îi. Sau are rost să facem sau îi lăsăm pe copii să rămânem exigenții din viața lor. Eu cred că exigența în creșterea copilului este, cum să spun, necesară? o durere pe viață pe care noi o producem copilului. Dar este necesară sau... Eu cred că nu este necesară. Okay. Sau trebuie să găsim o exigență cu altă formă cu un alt chip, cu un chip armonios, nu știu dacă există exigență cu chip armonios <laughs> am scos și eu conceptul ăsta știu. acum dar ea uh, gândește-te Mirela dacă tu vii acasă și eu te întreb uh, cât ai luat la testul de la matematică și spui 8, ok și cât a luat petrică, a luat 9 da mă, eram convinsă că iarăși nu o să iei tu nota cea mai bună după ce că toată ziua lucrăm la meditații toată ziua facem teme peste teme și iar ai dat o în bară în testul ăsta Copilul ăla ce să înțeleagă? Oricum copilului ăluia nu o să mai placă matematică din simplu motiv că are această discuție acasă cu mama despre ce note înregistrează el la matematică. Și atunci întrebarea mea este riscăm noi părinții de dragul exigenței să-i alungăm din fața unor materii care poate cine știe le-ar schimba viața altfel? Dar de ce sunt eu exigentă când sunt exigentă? Pentru că tu ești ce o perfecționistă. Exigenții sunt perfecționiști. Exigenții vor să facă lucrurile perfect. Exigenții nu, nu acceptă ideea că ar putea să greșească ceva, indiferent de zona despre care vorbim: zonă profesională, zonă familială. Exigenții sunt întotdeauna niște exemple, cap coadă pentru ceilalți. Dar eu vă întreb așa pe voi, exigenții, nu obosiți, frate? Tu nu ești exigentă niciodată? Eu sunt exigență, dar am reușit să-mi blânzesc cu multă dragoste această exigență. Și când intri în cameră de 700.000 de, de ori da. la fete și găsești dezordine, uh -huh. cum faci tu să le spui blând a 1100 oară să-și strângă lucrurile de pe jos? Îți dai seama când vine să... Spun cum îi vine oricărui părinte. Așa. Dar am realizat că nu este o metodă sub nicio formă. E aceeași poveste în care, dacă eu țip, ea cu siguranță nu-și va mai face niciodată curățenie în cameră. Ba chiar va mai arunca ceva în plus pe jos, așa ca să-mi facă în ciudă. Pentru că copiii au niște reacții foarte interesante. Eu am ales dialogul, să știi. Sună banal. Sună banal, dar ultima mea discuție cu Anastasia a fost în felul următor: Mami. Știu că pentru tine curățenia în cameră este ultimul lucru care contează. Dar să știi că pentru mine contează. Și acum gândește-te, vrei să mă faci și pe mine mulțumită când și când? Sau vrei să mă faci nemulțumită când și când? Și acolo o să știi că am văzut-o cum a rămas puțin pe gânduri. Zic, fă povestea asta ne gândindu-te că o faci pentru tine, ci gândindu-te că o faci pentru mine și mami când intră în cameră în loc să îi cadă toată fața, brusc o să-i vezi zâmbetul. Că până la urmă asta trebuie să se întâmple în familie. Ca tu să-mi provoci zâmbet mie și eu să-ți provoc zâmbet ție. Dacă noi în familie stăm într-o tristețe de dimineața până seara, înțipete și nu ne râdem unul pe altul, ce Dumnezeu de familie suntem noi. Mulțumesc frumos! Cred că și-au notat părinții care ne ascultă pentru că eu sunt, eu reprezint aici vocea lor. Din fericire pentru mine, de vreo doi ani de zile am ieșit din această da. zonă de uh, conflicte și am cea mai liniștită și frumoasă uh, relație cu Maia, dar a trebuit să... Îmi pun jos exigențele okay. și să accept că nevoile mele nu sunt și nevoile ei, și să duc o muncă de negociere cu mine și cu ea, care n-a fost deloc ușoară, dar care a dat niște rezultate foarte bune. E ceva ce am învățat de la tine, și tu nici măcar nu știi, și e un mm. moment bun pentru mine să mărturisesc asta. Eu am avu, aveam obiceiul să vorbesc cu ea în timp ce. Uh, Stai pe telefon. Stai pe telefon, da. da. Și nu numai cu ea. În general, am această, acest deficit de atenție. Îi ziceam, mă scuzam. Așa da. cum se scuză foarte mult. am deficit de atenție, asta e, sau mi se trage de la radio unde trebuia să faci mai multe lucruri deodată, îl ascultai pe cel cu care era indirect, dar trebuia să apeși și butoanele, să pregătești și cântecul următor și jingle-ul care intră și făceam foarte multe lucruri în același timp și îmi compusesem o scuză din asta. Și te-am auzit pe tine la un moment dat, spunând că uh, vocea uneori nu trădează 100% felul în care celălalt spune sau nu adevărul. Că uh -huh. sunt oameni care pot să te mintă uh -huh. și tu din voce să nu-ți dai seama. Uh -huh. Și atunci îți rămâne șansa de a studia atitudinea corpului. Clar. Și am zis, extraordinar, bravo Teodora mețiune, că mai mm. trezit! Nu spune tu că eu nici nu mă uitam la celălalt. Și ascultam doar jumătate din felul în care el îmi comunica ceva. Testul ochiului, așa, este cel mai important test pe care fiecare dintre noi trebuie să-l trecem. Noi de multe ori ne antrenăm să trecem testul urechii, ce îi spunem urechii celuilalt, mamă cât de important e asta! Dar nimeni nu se gândește la testul ochiului. Pentru că e foarte interesant cum funcționează creierul nostru. Creierul nostru analizează cuvintele, dar, în aceeași dar. măsură, se uită să vadă dacă aceste cuvinte se potrivesc pentru numele lui Dumnezeu cu corpul care le exprimă. Și dacă eu spun, da, Mirela, ești cea mai importantă prietenă pentru mine, lasă-mă să cred că tu nu mă vei crede niciodată. Deși cuvintele mele îți mărturisesc prietenia mea, atitudinea mea este complet în, în alt rol. E ca și când cuvântul meu dansează un vals, spunându-ți, declarându-ți prietenia, iar corpul meu dansează un rap. Știi că foarte multe, până să aud asta de la tine și să mă întrezesc de fapt, că mi-am yeah. dat seama că eu pierd o ocazie foarte bună de a um, afla lucruri despre cel din fața mea. Și um, am pierdut de multe ori um, de adevărul da, unor da. lucruri. Pentru că nu am fost atentă la întreg. Și uh, până, să, până să mă trezesc, așa cum probabil foarte mulți ascultând această emisiune conștientizează alături de mine că nu e bine să facem asta, uh, mi se părea că ei au o problemă cu mine. care e problema ta că nu mă uit la tine în timp ce vorbești? Că eu te ascult, uh -huh. eu te aud și sunt aici, sunt cu tine, sunt prezentă. Păi uite, ai pus punctul pe ei. Pentru că, dincolo de faptul că tu neuitându-te, ratai un adevăr sau o minciună. Hai să ne uităm un pic și la celălalt. Celălalt nu se simțea iubit, important și apreciat de tine. Ochii sunt cei care arată iubirea, aprecierea și importanța momentului. Dacă ochii nu sunt prezenți într-o discuție între noi două, Mirela, e ca și când eu discut cu peretele. Chiar dacă tu îmi spui stai liniștită, eu scriu aici, dar te ascult. Eu nu mă simt iubită, eu nu mă simt apreciată, eu nu mă simt validată, eu nu mă simt ascultată 100%. Pentru că noi, oamenii, vrem atenție de 100%, nu vrem jumătate de măsură. Nu vrem iubire cu jumătate de măsură. Și atunci, atenție că dacă eu, de exemplu, nu privesc copilul în timp ce discut cu el, copilul acela își va pierde mult din entuziasmul de a veni a doua oară să mai discute cu mine mami, pentru că probabil va presupune că și a doua oară mami va avea așa o jumătate de ureche și de ochi pentru el. Îți dai seama cum se simt ei așa? Și câți părinți facem asta? Da, mami spune, stai puțin că trebuie să dau un mesaj. Da, mami, sigur, așa și a fost drăguț. A, ce drăguț! ne prefacem inclusiv vocal că ascultăm mai mult povestea lui, pentru că dacă povestea lui nu este o urgență, pentru noi copilul nu este o urgență în acel moment, probabil că dialogul cu șeful este mai important decât discuția cu copilul. Pentru că îl văd pe copil, e bine, e sănătos, totul e în regulă. Și mă prefac că îi dau atenție. Ok, și cum ar trebui să facă oameni? Să lași naibii telefonul jos. Când a venit copilul lângă tine și spune, mami, vreau să spun ceva, să-l lași naibii pe masă, să-ți îndrepți privirea către el, să-ți pui limba în cerugurii, să-i dai un zâmbet și să-l întrebi, spune, mami, ce s-a întâmplat? Și să-l asculți până la capăt. Sau, dacă ai o urgență, să-i spui, iubitule sau iubito, imediat vine mami la tine, am de dat acum un mesaj urgent. Nu... Nu combinăm iubirile cu responsabilitățile și cu eu știu ce altceva, pentru că de aici este o varză din care nimeni nu mai înțelege nimic, de fapt. Când era mai mică, stătea în cameră, se juca și striga, mama! Da. Și eu spălam vasele în bucătărie. e treaba. Și din bucătărie îi răspundeam, da! Și a continua, mama! Și eu răspundeam, da! da mama! Și lăsam vasele acolo sau îi spuneam, spăl vasele, vin după ce le termin. Sau lăsam vasele, mă duceam în sufragerie unde ea se juca pe covor și ziceam, ok, ce s-a întâmplat? Te iubesc. Oh, tu stai seama. Și m-am întors să spăl vasele și mă gândeam, păi, da, erau atât de importante vasele astea? Deloc. Pentru că ea n-avea nevoie decât să simtă că sunt acolo și pentru ea, chiar dacă fac treabă în altă parte. Tu ți dai seama cât de te iubesc că ratăm noi, pentru că avem altceva mai important de făcut? Să spălăm vasele, să-i scriem șefului, să dăm cu mătura prin casă, să-i certăm pe copii că, nu știu, n-au împachetat cum trebuie hainele tu îți dai seama că în toată povestea asta noi ne ratăm, te iubesc. Știi că eu zi? nu mai ratez niciun te iubesc. Asta și ai. de câțiva ani încoace, uh, Maia este prioritatea mea zero. Uh -huh. Și oricu cine aș fi și orice s-ar întâmpla, uh, ea știe că mă găsește și am timp și îi fac loc în viața mea Tocmai pentru că am realizat acum câțiva ani că dacă asta ar fi ultima zi a vieții mele, eu n-aș vrea nici să spăl vasele, nici să semnez un contract foarte important și nici să demonstrez ceva cuiva, aș vrea doar să aud acel te iubesc mami da, pe care foarte aici. mulți ani de zile probabil l-am ratat făcând lucruri pseudo-importante. Apropo de asta, mă rog, un exemplu poate potrivit sau nepotrivit, am avut un zbor foarte greu la un moment dat, mă rog, cu foarte multe turbulențe, lumea a intrat un pic în panică, ne tot arătau pe unde sunt ieșirile, adică părea că se pregătește de ceva. În toate acele clipe am avut două chipuri în capul meu, chipul Mariei și al Anastasiei. Iar după ce am aterizat în siguranță, m-am condamnat un pic. Pentru că m-am gândit, ok, da, chipul soțului unde era, chipul mamei unde era, chipul tatei, chipul fraților. Niciunul. Maria și Anastasia. Obsesiv compulsiv. Știi care e explicația mea? Mm. Pentru că ele sunt sarcina pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Habar n-am. Pentru că Dumnezeu te-a însărcinat pe tine cu ele da. și ele rămân până în ultima zi a vieții tale sarcina ta, în timp ce toți ceilalți uh, au venit în viețile noastre, uh -huh. dar nu sunt sarcină. Sunt Corect. sarcină altcuiva. Corect. Astea sunt singurele sarcini, minunile pe care noi le-am adus pe lume, pe lume. Și avem responsabilitatea lor. Lor. Absolut. Doar a lor. Absolut. Până la cap. Și deci tu zici că din grijă. Nu. Nu din grijă. Din misiune. Din misiune, da. Și până în ultima zi a vieții, nu din, din grijă, ci doar din misiune. Da. Aia este, despre aia e. Alea sunt ale noastre. Restul sunt ale tuturor. Absolut. <laughs> și vin și pleacă, în timp ce ele, misiunile noastre și minunile pe care noi le-am adus pe lume, sunt uh, sarcina pe care noi am primit-o. Mie îmi place să spun că o femeie nu rămâne gravidă. O femeie este însărcinată Clar. cu o sarcină pe care o are până la sfârșitul vieții ei. Clar. Ne întoarcem după pauză. Sigur. Pentru că vreau să ne înveți. Gata, ne-am ne jucat un pic acum aici, dar vreau una, a doua parte. Să ne înveți cum să descoperim uh, falsitatea din vocile oamenilor. Uh -huh. Cum să descoperim adevărul spus pe jumătate. Uh -huh. Cum să descoperim frica. Celui din fața noastră de a ne spune adevărul. Transmitem foarte multe lucruri prin uh -huh. felul în care vorbim. Și tu ești un antrenor de voci, în primul rând. Ești omul care știe cum să-i învețe pe ceilalți să-și descopere vocea, să-și o accepte, pentru că foarte mulți oameni au această problemă, nu-și iubesc vocile uh -huh. și cum să o folosească drept instrument pentru succesul lor în relațiile cu ceilalți, în afaceri, în felul în care ei se prezintă lumii. Ne întoarcem după pauză cu Teodora Mețiu, așa că rămâneți cu cerul în limba pe cerul gurii ca să pară în continuare că zâmbiți și pe pauza de publicitate. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Europa FM, sunteți la Schimbă perspectiva și am învățat astăzi ceva foarte important. Dacă nu-ți vine să zâmbești decât să îți desenezi un rânge pe față, ține limba pe cerul gurii și toți cei din trafic care trec pe lângă tu, stai că acum, Teodora Mițiu, da. acum traficul este plin de oameni care stau cu mâinile pe volan și cu limba pe cerul gurii. gurii. Dar știi de ce limba pe cerul gurii? Pentru că un zâmbet adevărat este cel care ne arată jumătate din dentiția de sus și un pic din dentiția de jos. Așa. Și atunci limba pe cerul gurii favorizează această deschidere de gură în care îi arăți omului dinții. Mirela, tu ai văzut că noi pe străzile din București sau din orice oraș al țării, noi nu mai vedem dentițiile oamenilor. Eu am zile în care plec de acasă și le zâmbesc tuturor celor cu care mă întâlnesc și mă amuz cum se uită la mine. Eu nu sunt, acum, <coughs> acum nu sunt un exemplu foarte bun pentru că oamenii mă recunosc, dar în perioada în care nu eram cunoscută, da. făceam asta. Și ce cum reacționau? Și se uitau așa... Ciudat, ciudat ca și dat? cu tine. Da. Ne, nu ți-ai cu... medicamentele? Sau, sau une chiar mă întreba, ne cunoaștem? Da. Ne știm? Da. Nu, pur și simplu, ți-am zâmbit. Iar eu aveam un obicei, mă duceam, când am început, am deschis firma și mă duceam la bancă să scot extrasele pe vremea aceea, ziceam un extras și un zâmbet, vă rog, <laughs> pentru că din dobânzile mele dumneavoastră aveți acest job minunat iar eu am nevoie de când îmi dați extrasele alea să mi le dați cu bucurie că împreună facem lucrurile să funcționeze uite imaginează-ți cum ar fi ca fiecare dintre noi să nu ne lăsăm nerâși în familie nici o zi eu pe soțul meu să nu-l las nerâs să nu-l las pe copilul meu nerâs și ei pe mine tu îți dai seama în ce zonă am intrat, pentru că oricum râsul, dar râsul ăla stravă în hohotul de râs, alungă orice tip de tensiune din corp. Asta, apropo, este și un tric ca să scap de emoțiile vorbitului în public. Tot ce am de făcut este să, nu știu, să-mi pun un banc, să-mi pun un glumeț, să râd în hohote. Pentru că râzând în hohote, elimin mare parte din tensiune. Dar mă gândesc la atmosfera de familie, în care să ne preocupe să-i râdem pe ceilalți. Dar eu observ că familiile nu se mai preocupă de asta de mult. Râd contextual, maximum, dacă vine vreo sursă externă, dar ei pe ei să se râdă unul pe altul, nu prea am mai văzut să fie o preocupare de familie asta. Tocmai de aceea eu am avut foarte mari probleme cu oamenii din jurul meu care au luat ca pe o superficialitate dorința mea de a mă juca eu mă duc la birou și fac glume cu angajații și inventez jocuri și am tot felul de cărți și extragem și comentăm. Excellent. Și uh, pe mine oamenii abia așteaptă să uh, mă vadă la birou și mă întreabă, doamnă, când mai veniți pe la firmă? Cu cine că, mai jucăm, da. Că, da, zic, mă, da, eu sunt șefa voastră, voi ar trebui să vă bucurați că nu vin. A, ah, nu, păi când veniți dumneavoastră se termină parastasul și începe distracția. Correct. Și fac același lucru și cu Maia și fac același lucru cu chelnerii, cu vânzători cu oamenii pe care eu îi întâlnesc și îmi creez mie micromomente de fericire, uh -huh. dându-le lor o stare bună. Iar ei îmi dau înapoi din bucuria pe care eu le-o creez și asta îmi face mie ziua și mai frumoasă. Și reușim în felul ăsta împreună să ridicăm un pic din vibrația acestei zile și lucrurile vin mult mai ușor în momentul în care uh, ne amuzăm și împreună. ideile, și totul e mai ușor. Cum îmi dau eu seama de cel din fața mea uh -huh. că în spatele cuvintelor se ascunde de fapt un neadevăr. Și că pe mine m-au păcălit foarte mulți oameni. Da. Eu, eu am o doză de credibilitate foarte mare, de naivitate, pentru că lucrând în zona asta a copiilor da, da și da. fiind deschisă cu copiii, nu-ți permiți să. Acolo pe ei nu i păcălești. Niciodată. Nu -i păcălești. Trebuie să fiu adevărată. Da. Și dacă eu am fost adevărată, am avut tot timpul senzația că și cel din fața mea este adevărat, așa cum sunt copiii cu care eu lucrez foarte mult și mi-am luat-o de câteva ori zdravă de tot, pentru că nu m-am gândit că cineva și-ar pierde vremea să, să împacheteze un adevăr oh. în modul cel mai miros posibil. Cum? Cum îi depistezi? Acum, sigur, trebuie văzut în context, dar hai să încercăm să dăm niște pattern-uri, așa? Dar în principiu, ca să nu facem o pseudo-interpretare, ideal este să punem lucrurile în context și acolo să putem analiza. Eu, de pildă, mă teme sau aș fi atentă la un om care vine cu trăirisme vocale. Să explic ce înseamnă un te trăirism rup. vocal. Vai, Mirela, ce bine arăți astăzi! Simți? Este o prefacere vocală a mea în care eu încerc să te impresionez pe tine și simt că n-aș putea să o fac altfel, pentru că eu nu cred că tu ești minunată dar cine știe, am vreun interes. Și atunci eu îmi prefac această voce și mă duc în niște vârfuri emoționale, cum le spun eu, care sunt trăirisme, adică încerc să prefac trăirea. Vai, dar și ce bluză ai, vezi? E ceva ce urechea mea oricum prinde foarte repede, pentru că se numește voce teatrală. Mai uh -huh. pe scurt, o găsim foarte des la teleshopping, o găsim foarte des în tot soiul de campanii de vânzări și o găsim inclusiv la birou. O altă voce la care iarăși aș fi atentă ar fi aceasta foarte mieroasă, Mirela, în care vin și îți spun că sunt profund onorată de, de felul în care tu m-ai primit aici și că îți port un respect fantastic. O auzi, da? Da. Zici că a mâncat un borcan de miere, Așa. iar diabeticii trebuie să-și facă repede insulină pentru că n-ar putea face față unei une asemenea voci. Nici aici nu sunt convinsă că omul îți spune adevărul, dar aici sunt convinsă de ceva: că vocile mieroase au întotdeauna un interes în ceea ce te privește și vor fi capabile să spună orice doar ca să-și îndeplinească acest interes. Ar mai fi o altă voce care nu neapărat te minte, dar este o voce care te desconsideră puțin. Și aceasta este puțin silabisită. Te desconsideră în sensul că el sau ea știe mai bine, știi, decât tine multe și tu fă bine să fii atentă și să asculți. Oh, înțelegi? Când apare un om cu cuvintele nu foarte legate între ele, okay. acolo avem de a face cu un deștept al pământului care vrea tot timpul public și dacă se poate un public tăcut și ascultător okay. Pentru că acest om ține lecții permanente, dar fii atentă, nu ține lecții pentru că îi pasă de tine ci ține lecții pentru că el în Ca fiecare să zi... Demonstreze. Da, da, da. Vrea să-ți arate cât de deștept este. De cine el? să mă mai tem, Udoro? Hai, lasă-mă, nu mă mai pune să mai spun și Da, da zim că eu sunt primul învățăcel, nu vezi că îmi notez, dar eu nu mai să ascult te emisiunea. Temi. Eu, deci eu mai ascult emisiunea încă o dată și mi-au -mi notițe. La ce să fiu atentă? Uite, la ce să fie atentă, la ce, în general. Păi da, de ce nu te-am cunoscut eu pe tine acum? 10 acum 10 ani, ani? ca acum trebuie să mă cunoști. Oh, Uite, hai să le spunem olă. domnilor ceva. Hai. Dar și doamnelor. Așa. Pentru că pe la muncă mai circulă niște unii de ăștia care flirtează, domne, de dimineața până seara. Așa. Vai, ce roche frumoasă, ai, vai ce nu știu ce, vai cu de, de bine arăți, Da. Ori el, ori ea, că sunt și bărbați și femei care fac asta. Ăștia nu vor să vă ducă în pat. E foarte important să înțelegem că acești oameni care flirtează de dimineața până seara la birou nu au nici o niciun interes sexual, sexual de fapt. De ce vor? Ăștia se tem de conflict ca de naiba. Okay. Și atunci, temându-se de, de conflict, fac povestea asta în care tot timpul flirtează ca să fie în afara conflictului. Deci este o formă în care să eu vin și safe. Spune, Da, să se țină safe. Asta este povestea. Dar noi de multe ori confundăm și suntem unele sau suntem unii care picăm în această capcană a flirtului Și de care la sunt muncă. aia care vor să te ducă în pat? Aia care vor să te ducă în pat, în primul rând, că nu îi vei simți din voce foarte ușor, adică se ascund foarte bine. Uite, un alt caz în care noi credem că vrea să ne ducă în pat este tipa cu voce sexy. Bună seara, Vai, da sigur că cum să nu ieșim la cină, știi? cină, Zici că face sex în timp ce vorbește. Auzim acolo niște acorduri vocale. Nici această femeie nu te vei duce cu ea ușor în pat. De ce face asta? Păi face asta pentru că și asta are un interes cel mai probabil. Oprește-te. Mă oprește. Eu am cunoscut o tipă la un moment. Așa, care avea o relație cu un bărbat și bărbatul acela îi asigura ei absolut toate uh -huh. tot ce avea nevoie. Și cum în, vorbea ea? În timp ce eu alergam de dimineața până seara <laughs> cu copilul în cârcă, cu 30 de angajați de plătit, cu tot. Și eu era în vocea exigentă, da? Da. Alo, da, bine, sigur, ok, bine, la revedere, da, bună ziua, eu Și cu puțină energie masculină, pentru că tu făcând atât de multe, îți dai seama. Și ei sunat suna telefonul și îi zicea... Alo! Exact! Și am zis, păi ce asta? Și a zis, dragă, dar eu n-am de gând, uite-te la tine, te porți ca un bărbat, ce bărbat crezi că vrea să aibă de-a face cu o femeie care vorbește punctual uh -huh. și... Măi, am încercat, am, -am încercat iase. și eu și am exersat, <laughs> nu mi iese. Pentru că ei îi ieșea, pentru că era răsfățată, se numește răsfățul vocal. Bună, ce faci? Știi genul ăsta? Ăsta e alt pattern vocal. Aici avem de-a face cu un om răsfățat bine. Așa. Răsfățat fie de părinți, poate este singur la părinți. În general, în cursurile mele, când aud o astfel de voce, prima întrebare pe care o pun este, ești singur la părinți? În 90% din cazul, răspunsul este da. Acest răsfăț vocal pe care îl deprindem din copilărie, atenție, îl ducem până în zona de adulți. Și atenție, părinți, la acest răsfăț vocal, pentru că noi nu credem profesional în oamenii care au efect de răsfăț vocal. Îi ținem aproape ca pe buni prieteni, dar nu le dăm cele mai importante proiecte pe mână, pentru că această voce, știi, de copilaș îmi dă senzația unei lipse de maturitate. Să zicem că nu a fost singur la părinți și nu este un răsfăț vocal din copilărie. Da. Ce răsfăț femeile care vorbesc așa? Pot fi bărbații, de exemplu care le răsfață, care le oferă tot ceea ce își doresc ele. Sau am întâlnit femei care nu aveau nici asta, nici asta și se răsfățau ele pe ele, Mirela. Și pe ele le stimez. Deci, mai Teodora, e clar, nu sunt o răsfățată. Nu, asta este, asta este diagnosticul. Dar un exigent e clar că nu e răsfățat. Trebuie să mă schimb. <laughs> o să trebuie schimb să te respețe cineva. Da. Trebuie, da, ori să vină cineva în viața mea să mă răsfeță. Da, asta, da. asta, asta ar ar fi. va fi destul de complicat să mai fac emisiuni la radio. Ei, de ce? Că o să treci la vocea da? de radio instant. Da, da, da ai de suficientă experiență. Serviciu e servici, da, bine casa casă. Și o să te răsfățe acasă de mama focului și vii apoi aici și să vezi tu ce schimbare de perspectivă faci. Deci, bun, am, am, stabilit de cine să avem, la cine să avem grijă, dar în cine să avem încredere, în ce voci să avem încredere. Ah, ce bine că mă întrebi asta. Eu spun așa că există un pattern, dar, încă o dată, eu acum merg pe generalizări. Da, nu da, chiar da, corect, da, 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 da. nu chiar corect. Corect ar fi să-l luăm contextual, dar ca oamenii să înțeleagă, putem să mergem așa pe niște tipologii, să zicem. Dar nu-i musai că sunt, se aplică Odora, în orice caz. Noi deja știm, după întâlnirea cu tine, că dacă ținem limba pe ceruguri, toată pe lumea. Da. vede zâmbetul de pe echipul nostru. Da, dar nu vorbim cu ea pe ceruguri, da? De, da, am reținut și asta. Deci, care sunt vocile? Care sunt. Uite, e, cu cine m-aș mărita eu dacă nu m-aș fi măritat Ia. Cum recunoști omul cel mai bun pentru viața ta? Cel mai bun pentru viața ta este cel mai bun comunicator. Dar dăm voie să explic. Cel mai bun comunicator, de obicei, este omul bun din viața noastră. Dar cel mai bun comunicator nu înseamnă acel comunicator în care tu n-ai loc să mai intervii în discuție. Acel om care le are atât de bine cu vorbele încât ești fascinată de ce, de ce propoziții scoate el acolo. Nu, nu, nu. Cel mai bun comunicator este, de fapt, omul care știe să asculte cât mai mult. Și atenție, ascultă nu cu ochii în telefon, ci cu ochii direct, țintiți la tine. Și nu când vorbește nu-ți va spune doar îmi pare rău sau ce să zic, pentru că asta înseamnă, cum se spun, o empatie minimă sau aproape deloc, ci ți va veni cu niște idei pertinente. Recunoaștem oamenii buni în viața noastră sau pentru viața noastră după cât de mult ne ascultă. Măi, Teodora, eu te-am chemat pe tine, cititorul de voci, să-mi spui că cei mai buni comunicatori sunt, sunt care tac? Da, o să râzi, da, și, de fapt, oamenii care tac mai mult în viețile lor sunt niște oameni foarte inteligenți, sunt niște oameni care au succesul în ei. O să râzi! Sunt mulți timizi, probabil, care ne ascultă și aș vrea să-mi audă vocea. Pentru că eu, sub timiditate, găsesc cei mai prețioși oameni și găsesc poveștile cele mai de succes. Păi da, da, uite, eu vorbesc foarte mult. Dar și eu vorbesc foarte mult de aceasta. Păi înseamnă și... că noi nu suntem oameni buni. Noi vorbim foarte mult pentru că sunt meseriile noastre de această natură. Da, îmi și place. Mie îmi place să fac o poveste din orice. Dar nu înseamnă că nu și ești om bun. Și văd povestea de asta, aș vrea un pic să nu i lasăm baltă pe ea păi, care stai sunt puțin. ca și noi și vorbesc. Da, Mirela, mult. Dacă eu am o problemă și vin la tine, tu, firea ta este să vorbești foarte mult. Crezi că ești în stare să mă asculți? Da, e bun. Deci ai sunt trecut testul stare. omului bun. Deci, deci, ești în stare, stare să mă asculți. Despre asta este vorba. Nu e vorba că trebuie să fiu tăcut tot nu timpul, că timpul sunt ca în să stare fiu. să te ascult, dar mai am mai spus ceva important. Mama, dacă cineva îți spune despre o problemă și crede că tu nu o să faci nimic, nu te cunoaște. Exact. <laughs> pentru că vei și acționa. Vei și acționa. Bun. Deci, nu omul tăcut este omul bun. Nu vreau să înțelegem asta. Doar, nu doar, omul, nu doar tăcut. omul tăcut este omul bun, ci omul care, în general, indiferent cum este el în timpul lui liber, ca și comunicator. Când stai la masă cu el și îi povestești ceva, are răbdare să ascult. La job care sunt vocile în care să avem încredere? În general, sunt vocile profunde. Vocile foarte joase sunt vocile oamenilor stăpâni pe sine. Dar, încă o dată, nu vorbim de voci lucrate aici, ci vorbim de voci naturale. Vocile naturale care sunt mereu în profunzime sunt voci calculate, sunt voci pe care te poți baza, sunt voci care nu greșesc, sunt pic atacate de perfecționism, dacă mă întreb pe mine, de aceea sunt și plictisitoare. Dacă le asculți mai mult de 15 minute, dar în principiu acestea sunt vocile oamenilor puternici. Copiilor le place vocea mea foarte tare și bebelușilor. Bebeluși e când, când eu, e jucăușă și are ceva uh, care dă siguranță uh -huh. și îi, îi văd cum se relaxează în momentul în care eu încep să vorbesc și să spun iau o La are iubire, poveste. Mirela, tu ai căldură acolo, vocea tare e plină de iubire. Mulțumesc. Cum să nu uit? Să nu iubească copiii. Păi, copiii asta vor de dimineața până seara iubire. Așa cum sunt toate vocile de mamă. Uh -huh. Că mie îmi place să cred că am voce de mamă. Dar cum facem noi ca vocea asta de mamă, plină de iubire, să îmblânzească exigența de care noi credem că avem nevoie în creșterea copiilor noștri? Hmm că nu mai avem timp, din păcate, trebuie să ne mai vedem odată, că aveam o de mii de, de întrebări pe care să ți da. le pun și... Exigența, încă o dată spun, nu este un limbaj bun pentru creșterea copilului. Nu există alternativă sau, mă rog, formă prin care poți să schimbi exigența. Da, poți să faci disciplină fără să fii exigent? Da, sigur că poți să faci disciplină fără să fii exigent, dar îți cere dublu-triplu de timp. Știi? Noi alegem calea simplă și de efort. Calea simplă este să fiu exigentă și să-l pun la treabă, să țip când nu-și face treaba, să-l cer să-l pedepsesc. Asta este calea simplă care ne scutește pe noi de foarte mult timp și noi suntem foarte liniștiți în sinea noastră că vrem cei mai bine pentru copilul nostru. Iartă-mă Mirela, cel mai binele ăsta pentru copilul meu, cum poate să aibă o formă proastă? Te întreb. Adică eu urlu ca la el. Bă, fă aia, bă, fă mă, curat, mă, niciodată nu le faci, mă. Și după aceea eu mă întorc și am tupeul să spun în bucătărie, în dialog cu o prietenă, vreau ce mai bine pentru copilul meu. Dar tocmai ce am arătat, cea mai urâtă formă din mine, dorindu-i binele. Unde se pupă registrele astea, că mie nu mi-e clar. Vrei ce mai bine pentru copilul tău? Dă-i forme de bine, din care copilul tău va înțelege Vrei cel mai bine pentru copilul tău, tu ai putea să fii tot cei mai bun în viața lui. Exact. Dacă ai avea grijă să fii tu tot cei mai bun în viața exact. lui. Mai Și nu doar... uita ceva, rog. nu uita ceva. Copiii noștri, astăzi trăiesc în lumea lui nu te plac, nu-mi place mutra ta, îți dau bloc. Copiii din ziua de astăzi dau foarte des bloc propriilor părinți, nu la propriu, dar le dau bloc la lumea interioară a gândurilor lor. Și asta este grav, Mirela. Pentru că în momentul în care eu sunt exigent, 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 eu nu îndrăsnesc, copil fiind, să vin să-ți dau șoveste proastă. Pentru că eu știu că tu, părintele meu, vrei din gura mea doar vești bune. Am luat 10, am luat 10 la geografie, am luat diplome la nu știu ce. Vrei nu mai vești bune ca părinte. Și atunci te întreb, de ce, Mirela? De ce părinții nu sunt pregătiți cu stomacul și pentru vești mai puțin bune? Pentru că fie vorba între noi. Nici eu și nici tu n-aducem acasă doar vești bune. Și atunci e și dreptul lor, de copii, să mai aducă și ei vești proaste. Dar dacă eu sunt exigentă și primesc și o veste bună cu o exigență, păi ce încredere mai are copilul ăla când vine realmente cu o veste proastă să mi-o spună mie? Nu, eu voi fi ultimul care voi afla. Dragi ascultători, Teodora Mențiunea a învățat astăzi o grămadă de lucruri, așa că vă invit să mai ascultați odată această uh, emisiune. O găsiți și pe Spotify, o găsiți și în canalul de YouTube și să vă luați acolo notițe, uh, pentru că eu sigur voi face asta. Și înainte de a termina emisiunea, aș vrea să ne spui într-o frază foarte scurtă. Cum am putea să ne prezentăm, uh -huh. așa, în cadre, cum zici tu, în, în, în propoziții foarte scurte, uh, într-un fel în care să nu ne lăudăm, uh -huh. să nu fim aroganți, dar să nu ne simțim nici, nici, să, nici, nici nu, să nu ne subevaluăm, să spunem despre noi uh, ceva relevant pentru ceilalți uh -huh. care să atragă atenția dar să câștige și uh, respectul oamenilor. Cea mai bună formă de a te da mare într-un fel mic este să spui ce ai făcut tu pentru ceilalți. Nu să spui CV-ul, nu să spui câte cărți ai scris, nu să spui cât ai stat în direct, nu să spui câte rochii ai portat, nu să spui despre tine nimic, ci să spui ce ai făcut tu pentru ceilalți. Și aici îți arăți impactul în lume, dar într-un fel în care te dai mare mic. Dragi ascultători, intrați pe mine la pagina mea oficială de pe Facebook și dați-vă mari, într-un fel mic, și eu voi alege din comentariile voastre un ascultător care va primi cartea astăzi aici, acum, și un joc pentru copilul din familie. Deci scrieți la comentarii uh, o caracterizare a voastră, uh, dându-vă mari într-un fel mic. Mi-a plăcut foarte tare, Teodora, întâlnirea cu tine. Ah, și mie. S-a ah, terminat. Să a? Da, s-a da. terminat. <laughs> Aici se termină emisiunea de astăzi. Schimbă perspectiva și sunt sigură că întâlnirea cu Teodora Metiu v-a ajutat să priviți dintr-o altă perspectivă impactul pe care îl are vocea, ceea ce spunem, felul cum spunem, cât spunem și mai ales ce facem în timp ce spunem asupra celor din fața noastră. Eu sunt Mirela Retegan și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.